Un grav accident de circulație s-a produs în sectorul Râșcani al capitalei. Două persoane au ajuns la spital după ce vehiculele în care se aflau s-au tamponat violent. Totul a avut loc în seara de 18 aprilie, puțin după ora 20, la intersecția străzilor Studenților cu calea Orheiului din sectorul Râșcani al capitalei. În imaginile de la fața locului se vede că impactul a fost atât de violent încât una dintre mașini s-a inversat, iar șoferul a rămas blocat între fiarele vehiculului. Polițiștii, dar și trecătorii au încercat să-i ofere conducătorului auto ajutor până la venirea pompierilor care au descarcerat victima. Forțele de ordine au stabilit că la volanul mașinii ce s-a inversat se afla un tânăr de 27 de ani, iar celălalt automobil era condus de o șoferiță de 57 de ani. Preliminar, potrivit oamenilor legii, coliziunea ar fi fost provocată de tânăr. Acesta se deplasa din direcția localității Stăuceni spre Chișinău, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului. Prin urmare, mașina lui a intrat pe contrasens și s-a izbit în mașina femeii de 57 de ani, care circula regulamentar. Ambii conducători auto au fost duși la spital cu diferite traume. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul de circulație.